Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare și cât mai scurtă încerc să fie mai la obiect pentru cei cu soarele, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Mai se vede? Așa, așa, se facă lumină și în sufletul vostru. În timp ce am amestecat de câteva ori, a vrut să apară acest îndrăgostit, să pun deoparte cartea. Nu, vă prezint și o pun la loc. Vedem dacă mai apare. Sunteți în postura în care trebuie să alegeți. Dar e importantă, importantă alegere și ține de sufletul vostru, pereche de dragoste. Poate să fie și colaborare, dar în general de dragoste, de credință, de principii, de felul în care vă trăiți viața în libertate sau versus sau în karmă. La capătul setului de cărți, interesant, 10 de spade, faetonul. 7 de băte și regele de cupe. O mare dragoste, o mare dragoste în sufletul vostru a rămas în faza, într-o fază. Ori voi. A, o mare dragoste. Pentru unii poate aveți un copil care stă în calea acestei dragoste, iubiri, pentru unii dintre voi, dar nu obligatoriu, dar această dragoste, să știți că și persoana respectivă vă iubește. Nu știu la cine vă gândiți, de cine v-ați îndrăgostit, dar și persoana respectivă vă iubește. Dar cu valetul de băte, pe lângă de monede, pe lângă faptul că vă doriți să vă întâlniți cu acest personaj, îmi sugerează și faptul că această iubire a rămas în fază incipientă, nu s-a dezvoltat suficient, din cauza unor blocaje. Însă blocajele sunt de natură, de altă natură, mentală. Poate și de sănătate, niște trădări, o karmă care atârnă prea greu pe umerii unuia dintre voi. 10 de spade. 10 de spade stă în calea destinului vostru sau în calea acestei întâlniri. Faetonul merge hotărât, alege, cum am zis mai devreme, îndrăgostiți și merge către destinul său, către stea. Dar până să alegeți, ați blocat oarecum această dragoste. În ce sens că ați blocat-o? Ați blocat-o de atacurile altora mai degrabă. Ați încercat să o protejați? Așa, asta sugerează că ați încercat să o protejați. Așa, ați păstrat-o în stadiul acela în care, ok, nu mă ocup acum de tine, tu trebuie să stai acolo deoparte până rezolv eu, da? E ca și când ar fi un, nu știu, cum fac eu cu mura, să zic uneori. Mura, stai acolo cu minte că mă duc eu și verific dacă e vreun dulău, dacă e vreun dușman, dacă e totul în regulă, ceva de genul ăsta. A spus lucruri deoparte ca să vă luptați, să pregătiți terenul cu alte cuvinte. Să pregătiți terenul și în această pregătire a trebuit să încheiați un ciclu de trădări, de suferințe, de probleme de sănătate. Variază de la balanță la balanță, de la om la om, de la ce aveți ascendent, lună, soare, ce mai fi, da? O dată, de două ori, de trei ori și tăiem balanță, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Am zis că tăiem, da? Ne ținem de cuvânt. Scurt, hai de la. Uf, ce nu-mi place mie cartea asta, 4 de monede. Asta mai merge. Temperanța e frumoasă. 3 de monede. Regele de spade. Poți fi voi. Oh, și Marea Preoteasă. Mi-e trag și eu cu ochiul, da. În secret, încă visați la o pasiune. Au, la capătul setului de cărți, multe, multe emoții, dar și frici. Frici, frici. Un personaj cu care e la distanță mai mare, mai mică, variază distanța aceasta, cu care vreți să vă întâlniți, cu care vreți să fiți prieteni, în primul rând. Poate că pentru unii acest personaj este într-un cerc de prieteni sau ați vrea să-i includeți în cercul vostru de prieteni. Acest personaj este singur, posibil, da? Foarte fain, cu reușite, puternic, puternic, arată bine, e încrezătoare persoana, da? Însă e această frică. Frică de ce? Sunt niște emoții atât de intense încât vă fac să vă. Aș spune să vă tremure genunchii. Poate că nu vreți să recunoașteți, dar sunt niște frici. Luna în acest context nu văd ca secrete. Frică de
Spre multe emoții. Ce se întâmplă? E o confuzie. În fine. Acum, asta așa, în faza, în zona subtilului. În real, patru de monede. O să și clarificăm ce ar putea să însemne acest patru de monede exact. Dar țineți încă la niște șabloane, la niște construcții. Destul de vechi, dragii mei, îmi pare rău să vă spun. Pentru unii dintre voi, depinde ce fel de balanțe sunteți, dacă aveți planete prin semne de pământ sau pe unde aveți planete, încă sunteți într-o legătură karmică. Pentru mine asta e legătură karmică sau familie sau dorința de a face bani sau de a vă păstra echilibrul acela fizic, financiar. De care trebuie să vă vindecați? Da? Trebuie să aveți răbdare. De la 4 de monede să treceți la 3. Să vă eliberați de aceste șabloane și să învățați să colaborați sau să creați ceva. Nu să stați cu frică, apropo, nu să stați cu frică și să țineți de orice lucru minuscul, reușiți să, se vede suficient de bine, da? Pe care reușiți să-l faceți, ci să vindecați, aici e vindecare, dar să vindecați acest tipar și să intrați în creație. În colaborare, în creștere spirituală, două cărți care reprezintă creștere spirituală. Posibil pentru unii dintre voi la locul de muncă ați întâlnit un personaj care vă inspiră în acest sens. Creștere spirituală, transformare personală. Și stați și meditați, că regele de spade meditează, pus sabia în jos, stă și se gândește, își face planuri, face strategii. Yes, yes, yes. Mm-hmm. Nu arată. Nu arată, dar visează. Măi, toată lumea zice că e rece. Regele de spade, toată lumea zice că e cool, că nu simte nimic. Măi, omule, chiar nu simți nimic, dar numai el știe ce simte, că nu arată. Cam asta este cu regele de spade. Ia uitați, în secret. În secret, are pasiuni, are opțiuni, are și vise. Poate că și crește, se înțelepțește, pentru că e un personaj totuși rațional. Ia uite ce am văzut, asul de spade, frumos, frumos, superb. Ia uite, 10 de spade, mamă, de ce final. Apoteotic, apocaliptic. Și după apocalipsă ce vine? Noua lume, 10 de cupe, da? Deci, dacă renunțați la acest stil tradițional, da, karmic, în care așa ați fost învățați, nu zice nimeni, de familie, de societate, în care oamenii se trădează pentru bani, pentru avuție, da? Și 10 de cupe și fericirea e doar un ideal, da? La care e greu să ajunge, trebuie călătorit, trebuie lăsat în urmă apele tulburi, ajungeți la o înțelegere profundă a lucrurilor. Înțelegeți cum puteți să aveți victorie, cum puteți să mergeți înspre 10 de cupe, nu mai vi se pare un ideal. Asta pentru că începe să faceți o lucrare interioară. Unii dintre voi, felicitări, mai ales dacă ascultați tarot, bănuiesc că face și lucrarea interioară, nu? Dar, am zis, dacă ascultați tarot, cu siguranță face și voi acolo ceva, niște rugăciuni, niște eliberări, adică totuși, ceva. Însă, simt că este și un personaj care vă inspiră să ieșiți din această teamă pentru ziua de mâine. Nevoia de bani, de stabilitate financiară, materială, da? Hai să clarificăm, Doamne. Sfinte Duh și Sfinții mei apostoli. O dată, de două ori, de trei ori și clarificăm. Tăiem și clarificăm, da? Oh, 7 de cupe. L-am văzut și aici, da? Am zis că 7 de cupe, 5 de spade, 4 de spade. Măi. Ah, ce frumos! Yes, yes, yes! Așa vrem, dragoste! De 3 de cupe, ce frumos! Măi! Da! Marele preot și 9 de monede. Măi. Și 8. Uf, o să vă arăt mai încurucear. Ce apare în continuare? Că trebuia să depășesc acest... E un nod aici. Un nod energetic.
Interesant cum a venit, nod energetic, da? Pe care trebuie să-l descălciți prin rațiunea voastră, dar nu doar prin rațiune, dragii mei, că nu e suficientă nici rațiunea, nici îndemânarea. Este nevoie de vindecare, vindecare emoțională, curățare energetică. Patru de monede, am zis bine, da? A fost clarificat de 7 de cupe. Dintre toate opțiunile aveți una la care țineți foarte, foarte mult, dar este în secret, ați văzut-o? E în secret. Țineți la ea, dar nu vreți să arătați nimănui că aveți pe cineva care este foarte special pentru voi, la care visați. Dacă ziceți că nu e așa, nu vă cred. În fine, nu vă cred. Și de ce țineți și nu arătați? Pentru că dacă ar afla lumea, ar fi foarte multă lume invidioasă pe voi doi. Pe voi doi ăștia noi, nu ăia vechi, da? Ăștia noi, care se vor manifesta împreună, mai devreme sau mai târziu, adică cât de curând, zic eu, cât de curând vă veți întâlni, la acest sfârșit de tot zic septembrie, la acest sfârșit de decembrie, veți avea parte de o bucurie specială. Ia uitați ce vine, 3 de cupe. Pentru că și îndrăgostiții împart, să zic, fraza în două. Alegeți. Meditația, despre care am zis mai devreme, vindecarea de rănile trecutului, de invidiile celor din jur, de jocurile mentale, poate sunt și tendințe personale, pentru că toți avem așa ceva din când în când, da? Dar meditația, uitați, la temperanță, aici este temperanța, dar vă dați seama că n-are rost nici să ne mințim, nici să facem jocuri mentale, nici să tăcem doar ca să avem, eu știu, un cuvânt de spus la final sau o tăcere la final care spune mai mult decât orice cuvânt, da? N-are rost să stați în aceste energii, da? Vă doriți totul să vă vindecați. Și chiar această vindecare face parte dintre opțiunile pe care le aveți. Pentru că unii dintre voi sunteți conștienți că vindecarea va aduce colaborare, va aduce creație, va aduce creștere spirituală și intrând în această vibrație de 3, da, e triunghiul divin, da? Vă atrageți aici, tot un 3, da? Ce frumos e! Cuplu divin și Arhanghelul Mihail, zic unii, sau Gabriel. Da, înțeleg că vă vindecați, că vă echilibrați după niște situații conflictuale. Poate cineva cu marcaj în semn de pământ să țină la voi? Să mai viseze, mai visează la voi, ține la voi, posibil și asta. Dar ideea este că voi încercați să vă echilibrați cu temperanța, da? Și să vă transformați. 3 de monede înseamnă o restructurare, o transformare specială. Și simt că e mai degrabă o transformare interioară. Și asta va aduce o oarecare înțelepciune. Dacă nu, pentru unii mai mare, pentru alții mai, eu știu, mai dozată. Regele de spade e fain. Nu, serios, e fain. Adică nu poți să ai tot timpul rege de bâte. Trebuie să mai fii și de spade. Să înțelegi în profunzime. Să pătrunzi la mai multe nivele, da? Veți fi puși în postura în care trebuie să alegeți, cum am zis, chiar de la început, da, îndrăgostiții, între această lume încă de care vă vindecați și vindecarea durează, sau o mare bucurie, întâlnirea cu prietenii, eventual cu un suflet foarte special, un suflet special care vă ajută să vă recunoașteți, domnilor, în mod special, să vă recunoașteți și să creșteți în acest sens, să vă recunoașteți energia masculină divină, să înțelegeți că a fi bărbat nu înseamnă acele exprimări și manifestări pe care le-ați primit prin educație, le-ați manifestat până acum. De acum încolo, întâlnirea cu un anumit personaj feminin special, ar trebui să vă manifestați altfel.
Întâlnirea cu un personaj foarte drag vouă, posibil suflet pereche, va duce o creștere spirituală, asta e, trebuie să spun și așa ceva, o creștere spirituală și financiară deosebită. Dacă personajul, dacă unul dintre voi este liber și celălalt căsătorit, pentru că văd marele preoții 9 de monede, persoana singură și persoana căsătorită, trebuie să munciți destul de mult ca să echilibrați această discordanță dintre voi. Dar veți trăi și veți vedea ce alte inspirații sau alte sfaturi veți mai primi de-a lungul timpului. Ideea este că, deși pentru unii dintre voi există o diferență de nivel spiritual, de nivel financiar sau diferență socială, profesională, unul este mai sus decât celălalt, unul e căsătorit, altul necăsătorit, sunt niște diferențe, niște opoziții, contraste să zic. Se poate trece peste ele, aici este înțelepciunea la care trebuie să ajungeți și alegerea sau perspectiva din care va trebui să faceți alegerea, da? Se poate ajunge la armonizarea situației dintre voi printr-o energie prietenească, optimistă, încrezătoare, da? Și restul se vor crea în timp. Ideea este să lăsați conflictele mentale, șabloanele, confuziile, prea multă meditație, nici asta nu e bună, e suficient dacă ajungeți totuși la ceea ce am spus eu, da? Ar fi frumos să ajungem la aceeași concluzie și să vedeți că într-adevăr puteți în timp să munciți la manifestarea acestui bărbat divin, mai ales bărbații, da? Sau, cu alte cuvinte, la manifestarea unui echilibru și a unei stabilități, chiar dacă în acest moment sunteți foarte diferiți. Repet, unul este mai bine decât celălalt. Dar vă completați. Dacă e vorba de un suflet, așa simt. E vorba de un suflet pereche. Pentru unii posibil, trebuie să spun și asta, dacă sunteți căsătoriți, e un personaj care vă atrage atenția. Vă atrage atenția și vă învață foarte multe. Este un personaj care vă inspiră într-o direcție pe care nu ați străbătut-o niciodată, dar foarte necesară vouă. A trebuit să o spun, da? Cam atât deocamdată, sper că v-a plăcut și sper că a fost scurt. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, sărbători fericite. Ciao, ciao!